Olga asculta atent. Din camera în care locuiau Nora și fiul ei, răsuna plânsul verei, care pe alocuri se transforma în suspine nestăpânite. Ce s-a întâmplat? Se gândea femeia în sinea ei. Ieri nu se auzise răstrigăte sau înjurături. Desigur, ca în orice familie, dată fiul și soția sa se certau. Dar după aceste certuri, nu se mai auzea niciun plâns. Dar acum, Olga a rămas o clipă indecisă, iar sprâncenele ei s-au mișcat gânditor într-un punct. Nu voia să intervină. La drept vorbind, nu o plăcea prea mult pe nora ei, așa că s-a gândit că, dacă fiul ei, Andrieș, îi spusese ceva soției sale în toiul furiei, atunci așa trebuia să facă. Pe parcursul anilor de conviețuire sub același acoperiș, Olga se convinsese de multe ori că Vera făcea totul greșit. De exemplu, tăia varsa în borș cam grosier, dar cartofii, din potrivă, mărunt. A încercat să-i spună și să o învețe imediat ce ea și Andrei s-au căsătorit și s-au mutat împreună, dar ea a spus, oh, lăsați, doamna Olga, știu și eu cum să-mi hrănesc soțul. Și de unde să știe ea? Olga era cea care știa, iar aceasta sosise de curând în casa lor. Dar femeia nu se amesteca prea mult în viața tinerilor. Nu că și-ar fi cicălit Nora în fiecare zi, ci doar ocazional. Și, după cum se gândea ea însă și, numai cu treburi și nu de dragul de a se lua de ea. Dar timpul trecea, iar plânsul de la ușă nu se oprea. Din potrivă, părea că doar se intensificau. Femeia nu a mai putut suporta, a aruncat cu hotărâre în chiuvetă lingura pe care o folosea pentru a amesteca supa de pe aragaz, a oprit gazul și s-a dus în camera nurorii sale. N-are încotro, trebuie să se ducă. Totuși s-a întâmplat ceva și ea nu putea ignora acest lucru. A deschis ușa camerei fără să bată la ușă. Vera se întinse pe canapea și plângea, îngropându-și fața în pernă. Vera, ce s-a întâmplat? De ce plângi deja de o oră? A întrebat-o soacra, ce s-a întâmplat? Vera și-a tras de pe pernă fața umflată de plâns. Andrei are o altă femeie. A spus ea printre suspine. Lacrimile îi curgeau pe obraj, părul îi era ciufulit, nasul îi picura. Priveliștea era pur și simplu înspăimântătoare picioarele Olgăi au cedat de la ceea ce auzise. Bineînțeles că nu o plăcea prea mult pe Vera, dar unde era garanția că o altă noră nu va fi și mai rea decât aceasta? În plus, nepotul ei creștea, maxim bucuria inimii ei. Copilul are doar trei ani, pentru asta putea să ierte totul nurorii sale. De îndată ce l-au adus de la maternitate, Olga și-a dat seama că nu putea trăi fără acest băiat, atât de asemănător cu fiul ei. Nu, 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 nu am nevoie de o altă vera, i-a trecut imediat prin minte. I-a întins nurorii sale o batistă. Poftim, ștergeți ți lacrimile. Ți-a spus el însuși despre faptul că are o altă femeie. Nu, am simțit-o, apoi am văzut împreună. Interesant, haide, povestește-mi, o să ne gândim împreună și poate că te voi ajuta. Dumneavoastră să mă ajutați. S-a uimit Vera. Da, da, eu. De ce te miri? M-am obișnuit cu tine. Și încă nu se știe ce fel de miracol bestiei e acolo. Și Vera, aruncând o privire la soacra sa și după ce s-a gândit puțin, s-a hotărât să-i spună despre bănuielile sale. Înțelegeți, doamna Olga, Andrei a devenit cumva altfel. Nici măcar nu știu cum să-l descriu. Detașat, antipatic, înțepător. Și, cel mai important, își ascunde tot timpul ochii de mine, de parcă i-ar fi rușine de ceva. A început Vera. Olga a dat din cap gânditor, dându-și seama că orice femeie simte intuitiv apariția unei rivale, iar Vera nu se înșela în bănuielile ei, dar nu a vorbit cu voce tare despre asta, hotărâtă să-și asculte Nora până la capăt. La început am crezut că poate se obosește sau are careva probleme la serviciu. Dar, pe de altă parte, nu pot exista probleme la nesfârșit. Iar faptul că e obosit, cu toții obosim, a continuat Vera. De cât timp se comportă așa cu tine? A întrebat Olga. De mai bine de o lună. Vera s-a înroșit, ca și cum s-ar fi gândit dacă ar trebui să-i spună mai multe soacrei sale, dar a decis că trebuie și a continuat. Acum o săptămână, când ați plecat la căsuța de vara a prietenei dumneavoastră, am decis să-i pregătesc lui Andrei o cină romantică. Știți la ce mă refer? Olga a dat din cap aprobator, spunând, bravo ție, ai procedat corect așa sunt bărbații. Iubesc cu ochii și le place să mănânce mâncare bună. Am pregătit cina, am aprins lumânări și mi-am pus lenjerie dantelată, continuă Vera roșind. Ei bine, dar el cum a reacționat? A intrat, s-a întors cu spatele la perete și a spus, sunt obosit, ia cina fără mine. Vă puteți imagina cât de jignit am fost. Probabil că pentru prima dată în viața ei, Olga a simțit milă pentru nora sa, I-am mângâiat cu empatie umărul verei. Și-a imaginat totul în capul ei și a simțit un jung în inimă. Și să știți că în fiecare dimineață îl sună cineva. Vocea este atât de dulce, atât de copilăroasă, încât chiar și eu o puteam auzi. L-am întrebat: De ce te sună fetele dimineața? Ei bine, și el ce a spus. Și el a spus: E noua noastră dispeceră, Nina, care, potrivit instrucțiunilor, ar trebui să mă sune dimineața. Ceea ce nu înțeleg este că doar Nina ar trebui să sune, nu și ceilalți. Sunt patru dispeceri, lucrează în schimburi. Asta da, treabă, a suspinat Olga. Nici măcar nu se ascunde. Vera nu e prea deșteaptă, dar nici proastă nu e deloc. Iar el uite cum procedează. Vera și-a șters lacrimile și a continuat, iar ieri, când a sunat și l-a chemat la obiect, apoi, când am ieșit la plimbare în parc cu Maxim. Era să dau cu capul de ei acolo. O fată cu vreo zece ani mai tânără decât noi se plimba alături de el îmbrăcată la modă, cu părul blond. Se îmbrățișează, zâmbesc, pur și simplu strălucesc. Iar seara, el iarăși e obosit. Deci, am înțeles. A spus soacra. Trebuie să încercăm să ne luptăm pentru el. Iar dacă nu va funcționa, fi sigură că nu te voi părăsi pe tine și pe Maxim. Vera se uită surprinsă la Olca nu se așteptase niciodată la o asemenea atitudine din partea cuiva, mai ales din partea soacrei sale. Bineînțeles, de când a apărut pe lume Maxim, s-a purtat altfel cu ea și a ajutat-o întotdeauna când Vera i-a cerut-o. Vera a mers chiar și la serviciu, când încă nu-l dăduse pe fiul la grădiniță, iar bunica lui a stat cu Maxim. Dar să meargă împotriva fiului ei de dragul nurorii și al nepotului ei? însă Vera nu avea de ales în materie de asistenți, iar aici cel puțin Olga va încerca, poate că îi va reuși. Ea îl iubește pe Andrei și nu vrea ca fiul ei să crească fără tată. Tu procedează în felul următor. Ia-ți un concediu la serviciu. Mergi la un salon de înfrumusețare, lasă-i să-ți facă niște măști, să te machieze, pentru că ai ochii în lacrimi. Și cumpărăți niște haine decente. Uite ce fel de pantaloni porți, ai genunchii trași în sus, a gaură într-un loc sunt buni pentru frecat podele. Între timp, mă duc la ei la birou să văd ce fel de fată avem și cât de grav este. Vera a sunat la birou și, invocând o stare de sănătate precară, a cerut să-i se ofere o zi liberă pentru azi. De asemenea, și-a amintit că are o mulțime de concedii nefolosite și că ar fi cazul să-și aloce cel puțin o săptămână. Șeful nu a refuzat-o. La urma urmei, Vera a ieșit din concediul de maternitate înainte de termen și a lucrat pe picior de egalitate cu toți ceilalți. Și chiar nu plecase încă în concediu. Olga s-a îmbrăcat elegant, a pus câteva fotografii de familie în geantă, s-a privit cu satisfacție în oglindă. Ah, ce bună sunt! și-a făcut cu ochiul zâmbind și a ieșit pe ușă. A decis să nu conduc astăzi și a chemat un taxi. Dar nu a mers direct la birou, ci a coborât în cea mai apropiată grădină publică. Trebuia să facă o plimbare și să-și mai ajusteze puțin planul. Și nimic nu ajută mai bine decât o plimbare în grădina publică. Bună ziua! O femeie bine îngrijită, în jur de 60 de ani, s-a uitat la Nina prin biroul dispeceratului. Ați putea să-l chemați pe domnul Andrei? În legătură cu ce problemă? A întrebat Nina. Spuneți-i că a venit mama lui, a spus Olga, observând cum fața fetei din spatele ghișeului a strălucit. Dar domnul Andrei nu este aici, e la masă. Dar Olga însă și știa unde se afla acum fiul ei. Se programase în mod deliberat astfel încât să se afle la birou în absența fiului ei. Ea a examinat-o cu atenție pe fată, ei bine, da, este drăguță, cu manichiură, bine îmbrăcată, dar dacă ar fi să-i comparăm înfățișarea, Vera va fi mai frumoasă și mai interesantă în general. După ce a scanat-o pe fată și a tras concluziile și-a zugrăvit pe față un zâmbet nedumerit de bătrână bolnavă de Alzheimer și a spus, pot să stau undeva aici lângă dumneavoastră și să-l aștept. Fata a roșit și mai tare, a dispărut de după teșghea undeva în spatele biroului, iar în câteva minute s-a trezit brusc lângă Olga. Oh, e ca în operă, Figaro aici, Figaro acolo, cânta Olga, continuând să joace rolul de bunică infirmă, pe care dacă nu o ajutai, îl vei supăra pe Dumnezeu. Haideți! Vă fac cinste cu un ceai. I-a propus fata dispecer. Doamnele s-au așezat în fotolii la o măsuță. Fata, din când în când, era distrasă de apeluri telefonice, fixând comenzile primite într-un caiet. Curând, Olga a aflat că Nina provenea dintr-un oraș mic, locuia într-un apartament închiriat și își creștea fica singură, fără soț. Vai, draga mea, trebuie să te căsătorești urgent, cu un bărbat decent, cu un apartament, și atunci totul va fi bine. Da, așa cred și eu. Surâse Nina, gândindu-se în sinea ei, dar bătrâna nu e chiar atât de bolnavă la cap. Cum părea la început, ce fată deșteaptă ești? A lăudat-o Olga pe fată. Și ai pe cineva în minte? Nina a roșit din nou și a ridicat nesigură din umeri. Păi, da, există un bărbat care mă ajută. Asta e minunat, draga mea! A exclamat Olga încântată familia este atât de importantă pentru o persoană. Știi ce fel de familie avem noi? Fiul meu o iubește atât de mult pe nora mea Vera, încât o poartă în brațe. A scos ea cele mai bune fotografii de familie, în care Andrei încă se uita cu drag la Vera, îmbrățișând-o. Iată, uite, aici sunt ei în Turcia, alături de nepotul meu, Maxim. E atât de minunat și să știi, îți spun un secret, înainte nu-mi plăcea Vera, soția lui Andrei al meu. Dar apoi mi-am dat seama, n-ar fi trebuit să fac asta. Și știi ce am făcut? Zilele trecute i-am dăruit un apartament și o casă de vacanță. Nu vreau ca nepotul meu să rămână fără nimic, așa cum a rămas tatăl său când Valentina al meu ne-a părăsit. Olga a observat cu satisfacție cum Nina a devenit palidă când a auzit de apartament. Deja luase o gură de aer pentru a da culoare poveștii despre marea dragoste dintre Vera și Andrei, când fiul ei a apărut în pragul încăperii. Mamă, ce cauți aici? S-a mirat el. Am venit să-ți împărtășesc o idee minunată. A răspuns Olga. Bine, hai să mergem să-mi povestești ideile tale. Olga a intrat în biroul fiului său. S-a uitat în jur. Era frumos, curat, solid, un fotoliu de piele, o canapea asortată. S-a făcut comod în fotoliu. Deci, fiule, îți amintești ce zi este astăzi? Andrei și-a încrețit fruntea încercând să-și amintească data. Dar oricât de mult s-ar fi străduit, nu-i venea nimic în minte. Mamă, asta e, mă dau bătut, nu mă amintesc. Dar eu mă amintesc. A fost în ziua în care ai adus-o pe Vera la noi și ai spus, Mamă, o iubesc și vreau să mă căsătoresc cu ea. De fapt, era cu totul altă zi, dar era imposibil să o convingi pe Olga că se înșela, așa că Andrei a dat ascultător din cap și a spus, Bineînțeles că mă amintesc, mamă. Și eu mă amintesc, fiule. Și mă bucur că am o familie atât de minunată, tu, Vera, Maxim și eu. De aceea, astăzi vom avea o sărbătoare acasă. Și sper din tot sufletul că vei veni la timp și cu un cadou pentru Vera. Dacă nu ai bani, îți dau eu. Andrei s-a înroșit la fel de tare ca și Nina. Mamă, ce cu tine? Am căutat de mult timp un cadou pentru Vera. Sper să fie un inel. A zâmbit Olga. Andrei nu a avut altceva de făcut decât să dea din cap ca răspuns. Olga și-a luat rămas bun de la fiul ei, refuzând oferta de a o conduce acasă cu mașina. Nu, nu, fiule! Mai am un lucru important de făcut, a declarat ea. Apoi l-a luat mai devreme pe Maxim de la grădiniță. A găsit un îngrijitor în curte, i-a șoptit ceva, a scris ceva pe un carnetel și i-a strecurat banii în buzunar. Vei suna și vei spune ce ți-am zis. I-a repetat ea în semn de adio. Seara a fost minunată. Olga și Vera, care se preschimbase după o vizită la salon, pregătiseră împreună, pentru prima dată, o cină festivă și l-au întâmpinat pe capul familiei, ambele frumoase, aranjate, zâmbitoare. Andrei a apărut la timp, ca în vremurile bune, cu două buchete în mâini. Veselul Maxim, prinzând starea de spirit a adulților, a alergat în jurul lor și a strigat, Ura! Avem o sărbătoare. Iar la masă, Andrei a rostit un poast. El a spus că este fericit că, cândva, în această zi, a cerut o în căsătorie pe Vera și i-a pus un inel pe deget. Vera, bineînțeles, a fost surprinsă, își amintea exact când s-a întâmplat, dar a păstrat tăcerea. În mijlocul distracției pe telefonul lui Andrei, a venit brusc un apel de la un număr necunoscut. Ascultă, tu, lasă-o în pace pe Nina. A sunat în receptor o voce aspră de bărbat. Ea este femeia mea. Dar, a încercat Andrei să se opună. Eu am spus totul. L-a întrerupt vocea și a închis. S-a întâmplat ceva? A întrebat Vera, așteptându-se ca soțul ei să spună că a trebuit să fugă la serviciu. Nu, draga mea. Totul se rezolvase cumva de la sine. Iar Olga, în acel moment, i-a trimis un SMS îngrijitorului. Mulțumesc! Seara! Andrei a primit un mesaj de la Nina, nu trebuie să ne mai întâlnim. Andrei nu a răspuns nimic. S-a gândit doar în sinea lui, și eu știu că nu mai trebuie. Seara, când toată lumea s-a liniștit în sfârșit, Andrei a găsit-o pe Olga în bucătărie și a întrebat-o în liniște, Mamă, dar tu pe bune chiar i-ai dăruit apartamentul Verei. Olga a zâmbit, încă nu. Dar este foarte posibil, dacă va trebui să protejezi interesele Verei și ale lui Maxim, o voi face acum Andrei și Vera trăiesc fericiți. Au reconsiderat multe lucruri din viața lor. Nu poți lăsa rutina să te sucească în laștina vieții cotidiene. Trebuie de trăit cu bucurie. Iar despre Olga, Vera spune mereu că soacra ei este cea mai bună din lume. Ei bine, probabil, pentru că Olga vorbește acum la fel și despre nora ei. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, iar dacă v-a plăcut istorioara, atunci vă rog mult să mă susțineți cu un like și să vă scrieți părerile în comentarii. De asemenea, vă puteți abona la canal pentru a nu rata noile istorii. Pe curând, pa! pa.